Noaptea campusului deschis propune o serie de laboratoare, expoziții, instalații de artă și ateliere, unde intrarea este liberă. Artistul Sebastian Comănescu propune pentru acest eveniment o instalație luminoasă denumită catalizator, un catalizator de curiozitate, fascinație și voință, inspirată de profilul tehnic specific și de atmosfera deschisă pentru inovare și experiment atât de necesară mediilor universitare. Instalația se dezvoluie ca un prototip în lucru, o invenție neșlefuită, care imprimă în ea dinamismul creației și experimentul. Catalizator are două vieți, pe timpul zilei, o structură metalică impunătoare își face loc în campus și se lasă chestionată. Odată cu lăsarea serii, instalația prinde viață. Structura se estompează și pune în prim plan un joc de fascicule luminoase care traversează icosaedrul dinspre centru, spre margini și înapoi. O altă atracție a serii va fi atelierul Shape the Future,